Da. Mă... Nu-ți plac săracii? Ba da. Da, dar uite, da. Exemplu... Plac mașini să vin. Tu ne ești, tu neavând... Vreau să vă întreb... Mai te cam pe jocuri de rol. N-ai venit? Jocuri de rol? Poate fetele nu te cam. Nu, ai cam. Și joacă rol acum? Acum deja am început cu discuții de-astea mai... Da, au pornit de la ceva. Sigur. Și că vine Dani acasă și are roșu pe cămașă, cum reacționează? Și vine Dani și facem cu alunile și... Ce faci, nu știu ce, la ora asta? Păi, dar cu atitudinea asta zbor. Nu m-am întâmplat. O dată cu chestia asta. Nu știu cum reacționez. În situație? Nu vreau cu el. Eu sunt mai bun, nu? Nu, că mă nefează. Nu vine acum în cap, așa, chiar nu vine, că vă ziceam. Dar ce ne-a dat Daniela Antoniu? Așa, ca om, că... Nu mai simt un vărut o clau acum, să ne sumeriți. Serios, că s-a venit. Am în bine. Și nici pe aia nu suporți. Nu, pe aia, da. Da, n-ai. Mi-a așa mult cu el, mă duc seama ce-i. De-aia știu, E de apreciat ce a făcut Antonio, că putea să aleagă hotelul și o cunoștea poate afară, dar a ales o, ceva nesigur, că fata poate nu intră, și a ales să o cunoască dacă vrea să intre sau nu. Doamne, trebuie să-i facem statuie la Victoriu. Nu mi se pare. Fata ce-o zis? Te-am găsit cu ceva așa, nu? Da, mai simt. Hai să se gândește. Da? Gândește. Da. Dar îi place? Nu, de mine. Dacă pentru el a intrat în casă, venea... Dacă era chem, a vorbit despre ea. Dacă nu vrea să vină... Nu, da. A venit, eu înseamnă ceva. Am vorbit aici, mi-am pus întrebări. Părerea interesată. Corect. Acum, că nu venea, de seama. Dar lumea la capricii cu bea, bine, vorbim niște băieți despre mine, aia e. Și nu mai dădea opțiune, dădea maxim să dea premiul al cuiva și... Da. Corect și asta. Când ai impostație de gelozie sau ce? De noi? Nu. Nu, a aruncat un joc de rol de... Nu, a venit și nota de plată mai mare. Și el e clientul și... Și face Diana mai amutit. Că Irina e casca și nu a venit nota mai mare. Tu ești taximetrist și aia e de la dispecerat. Păi și Delilu, Gheniu le-a spus, a venit nota mai mare și putem să te lămurești. Și el n-are bani să-l plătească dispecerat-ul? Dar ce e asta? Dacă îmi dă, vă însemna. Dispecerat-ul e unde primești comenzi de taximetriști. Auzi, n-am făcut niciodată chestia asta. Comenzi? Eu tot nu înțeleg. Da, ascultă-i cu tine. Nu. Vlad nu reacționează, e numai în locul lui de muncă, dau despre el sau... Pune Irina cu Antonio. Bă, dacă nu ies, ce vrei? Ce? Eu nu știu persoane care... Care n-ai imaginat. Să ies așa... Să ieși așa... Unde să ieși? În cluburi, din astea așa... Ok, dar nu, hai să spunem alt loc de rol. Dar voi ce ați început chiar cu cluburile? Parcă erați, gen, vorbeați mai înainte, v-am auzit că poți să te duci tu cu prieteni, n-am o problemă, eu cu... A, nu, v-am auzit... Cine a pus în situația asta, nu știu. Da, nu, că a fost gen că dacă, mă întreba că dacă el ar merge. Dar nu, de unde a plecat? Nu știu, de la asta. Nu știu de unde a venit. Dar nu e supărare, adică la mine în familie, de exemplu, în familia mea, de-aia eu sunt obișnuită să mă duc și cu fetele singură. Gen, îți când merg verișorii mei, prietenii toți, băieții, îi zoalu cineva. Mai mult așa se organizează, când îi zoalu un văr, să duc doar băieții, ori acasă la cineva, ori în club. Ori așa și noi fetele rămânem altundeva. Eu înțeleg la astea în familie. În familie? În familie sunt normale astea.
De-aia s-o primită cu chestia asta și nu mă supără dacă... Într-un grup nou s-ar putea ca fetele alea să nu te cheme. Sau pe mine băieții pe tine. Asta e altă, asta e altă situație. Și eu, de exemplu... Acolo cu o intenție. Și eu, mai bine eu... și cu o cămașa pupată. Știi ce te era aranjat la 5 dimineața, te uita la 5 dimineața. Da, așa, da, și era aranjat la 5 dimineața, se uita la 5 dimineața. Mă duc să-mi iau pijama, să facem joc de rol. Da, mi-a făcut hoț, trebuie hoțul. Da. Tu ai venit înaintea mea. Unde ai fost? Dai telefon. Da. N-a luat să-mi dai telefon. Ce faci aici? Nu-ți dai telefon, nu? Nu. Bă, ca la somn. Nu te culcă-te că ești obosit. Direct. Mamă, dacă îmi spui vreodată astea, dacă nici în glumă să nu zici așa ceva. De ce? Ți-am zis, jignile și glumele astea proaste nu le accept. Du-te la somn, dar ești obosit, adică îi pleacă că ești prost, n-am ce să vorbesc cu tine. Cam așa. Păi dacă nu, ești dacă pe, pe bune, ha? Cu jumătate de ochi. Nu? Da. Dacă vei, nu da, ți-o zic că, că ești prost, ești mor de bani și ce vrei. Dacă, Doamne ferește, tu ai fi vreodată, dar știu că nu o să existe așa ceva vreodată, tu să fii în situația asta, eu nu ți-aș spune așa, aș fi frumos, aș vorbi frumos. Mai dezbrăca, mai îmbrăca. Ce? Nu știu cum e situația. Păi nu o să fie aia niciodată, eu vorbeam ipotetic. Uite, eu am mai avut și când era în situația aia, era foarte enervantă. Mă, nu, e tare, veselă, râde, drăgostoasă, nu ar trebui cu enervant. Și asta, pe păi, hai că am deviat. Și de exemplu... Dacă stasă, da, știm, cunoaștem. Hai zici, ai vrut zici. Eu nu sunt de acord în relație să iasă iubita mea cu prietenele ei singure. De ce? Păi parcă erai de acord. Dacă păi asta, eu tot știam că e de acord. Probabil l-aș încerca să descopăr. A, gen, prietenul meu single. Dacă sunt singure, ce să fac? A, trebuie să aplică de engleză. Nu vezi că... Păi am înțeles ce e lumea. Ce să fac cu șalele de prietenii care sunt combinate? Trebuie să avem și de-astea. Hai, Claudiu și țin drumul. Nu, gen, nu-i place mai mult să ieșim cu prieteni care... Da, ce crezi? Nu trebuie să-ți iau telefonul. Eu am o vorbă, dacă aia săracii stau cu ea, săracii aia bogații cu ea, bogații aia proștii cu ea, proștii aia, alea, cum a zis Irina despre fața lui la Roberto, stau cu alea. Păi și ce? Dacă e singură, trebuie să fie neapărat. Eu am o grupă de prieteni când sunt singur, am o grupă de prieteni când... Dacă e un grup de prieteni care îți și cuplață, dar și singur, adică e mixt. Da, exact, asta am dușit să zic acum. Ce treabă? Nu cred că are o treabă. Da, ce, sunt trei fete combinate și patru necombinate. Sau două necombinate și trei, da. Adică nu are, nu știu. Că sunt doar singure și așa, ok, pot să ajung să înțeleg. Că te poate deranja, pentru că... Nu neapărat că mă deranjează, dar și nu știu cum mă deranjează, da? Când o să fim puși în situația cealaltă și o să ies și eu cu băieți ca Antonio, nu o să te deranjezi. Că ai spus că sunt... Ca Antonio. Păi n-ai de să știi, tu-l cunoști că eu știi aici în casă, dar nu cunoști prietenii aia. Deci eu sunt jumate cuplați, jumate singuri. Care e problema? Și ce crezi? Am încredere. Crezi că eu convin fete pentru altceva? Nu. Antonio, știi cum e afară. Pentru că eu am niște... Dacă n-aș ajunge acolo, faptul de prieteni, îți dai seama. Nu, aș avea credere. Ne referim și situații de cuplu. Dacă e să ieșim de aici, să o susținem și dacă... Da, s-a auzit zulat. Da? Acum am spus. Ce? Da, vă ne creăm niște scenarii în cap acum, ce am face, dar dacă s-ar întâmpla lucrul ăla, poate nu știi cum ne-am face. Da, așa. Corect, corect, și ne facem niște filme proaste. Poate ai reacționat total diferit, sau poate te enerva mult mai tare, sau eu știu. Sau poate nu ar exista situația. Da. Sau, exact, sau poate chiar nu mai există. Adică, e vorba de, în primul rând, eu, că văd în felul următor, o persoană care deja îți caută pe telefon, nu, o persoană care se ferește că nu să-i caute în telefon sau prin lucrurile lui, înseamnă că ascunde ceva. Corect. Dar dacă zic, ia, domnule, telefonul, uite unde vrei. A, și asta poate fi un... Da, că sunt gen, ce, de ce mă, ce cu suspiciunile astea? Na, uite-te. Și acolo e... Și tu ai două de... Și tu faci, ei, nu, las, cred, te iubesc. Ai telefon de ăla, știi, cu butoane, știi, separat, ascuns. Vezi că ea care au două telefoane sunt bine. Eu am trei. Da. Tu? Da. Eu am trei telefoane. Și eu am două. Păi eu de ce fac trebuie să două? Hai, pe Vlad nu înțeleg, că e cu lucru. Eu mi-am schimbat telefonul și pe la vechi aveam atât de multe informații. Ba, de fapt și eu am două.
Da. Și pe unul am toate cardurile, toate alea și așa, și pe celălalt îmi țin doar depozite și de... A, nu folosesc două. Ce fac eu așa? Dar unde faci toate putelele conectate? Dacă uite telefonul acasă, poți fi legeri. Dacă o să fie dat telefonile, o să vă verificați telefonul. Eu dacă îmi dă mie telefonul ei să mă uit așa, dacă îmi dă voi, o să intre pe Instagram-ul meu. Telefonul ei. La noi zicea voie, clar. Dacă nu-mi dă voie să intru pe rețele de socializare sau pe net, așa, intru la apeluri, mă uit pe lista de apeluri. Știi că am fost la... Mă uit în calendar, nu, nu mă uit. Mi se pare așa. Eu nu m-aș uit. Noi am mai discutat. Noi am mai discutat chestia asta. Adică mi se pare foarte relevant chestia asta. Adică ce... Pe mine nu interesează ce discuții a avut el cu fosta lui. Adică ce... Nici pe mine nu interesează, nici nu vreau să le văd, sincer. Adică... Păi și cum să le vezi dacă nu te interesează? Păi nu, dar... Păi nu, gen, când o să fie ta scola. Telefonul, că o să... Nu mă interesează ce a fost în trecut, dar nici nu pot să mă uit, adică nu pot să zic că, mamă, ce... Hai să văd că ce mult mi-ar plăcea să văd. Nu m-ar interesa, dai seama. Păi nici mai mult rău fac, mai zice... Mai mult rău îmi fac, știi? Nu știu. Eu mă uit. La poze, la chestii de zice, nu știu ce te poți să dau. Ce da, mi-a zis că are grupuri de alea de băieți care nu știu ce e acolo. Dar toți au, eu dau, eu dau să nu se mai salveze. Pe WhatsApp aveam, doamne, mă trezeam, intram în poze, că se salva automat și găseam dă-le așa, deodată, vreau să iară cuiva o poză și mi-apărea... Nu știu mai penibil poze. Te dai seama că te mori la el în telefon și tot e blur, știi că-s tot... Da. XXX. La mine știi ce găsești? În telefon poze cu cerul gure, cu mânsea, cu am o amigdalită umflată. Și foarte multe poze cu femei. Corect. Cu lucrurile mele. Și am două telefoane că după unul vorbesc și pe altul nu vorbesc. Ăla, din pe unul folosesc doar să vorbesc și pe unul doar stau pe. Nu, eu am două telefoane pentru că unul e la vechi și unul la nou, dar folosesc doar unul la vechi, la dulap. Eu știu ce fac.